Salutare dragi tovară și bine ați dat click la un nou videoclip După cum vedeți și din titlu, în Franța, adio Francezii vor să scoată până la finalul anului Dacă mă amintesc bine de ce am citit eu aseară Am vrut să filmez de aseară videoclipul, dar eram prea obosit și doar m-am am căutat articole pe telefon Acum am în fața mea unul de la Mediafax, să fiu sigur că n-a fost doar un vis sau ceva Ei bine, francezii vor să interzică la ei în țară accesul la pornografie minorilor. Așa pe scurt, dacă locuiești în Franța îmi pare rău, adio labă pentru tine dacă nu ai 18 ani. Bine, o să fie complicat să blocheze. S-a menționat aici că singurul mod prin care copiii ar putea fi feriți în momentul actual de buleală, de accesul la PH, la YP, la țeava roșie și alte Uh, site-uri asemănătoare puși simplu butonul ăla cu ai 18 ani și tu zici da sau nu și toți o să zică că e înțeles da am 18 ani normal că intru și cam asta stă treaba și vor să adauge ei ceva mai mult să blocheze mai mult accesul minorilor ziceau parcă de un fel de certificat eu aș fi zis o altă variantă mai bună să se facă un uh, să zicem la contul Google ca să poți accesa materiale de genul. Mi se pare că la... La telefoanele, că am avut telefon cu Microsoft La contul de Microsoft trebuia să adaugi și Dacă nu spuneai vârsta că, ai, că ești major, nu spuneai vârsta că ești major Trebuia să mai adaugi, mi se pare, la un membru al familiei major sau ceva de genul Oricum am avut de mult telefon Microsoft prin 2015 cred că l aveam un cazan bineînțeles o cărămidă de telefon și aia era ok sistemul ăla dar de, de părere că ar putea să fac așa la telefonul pe care l ai tu în teorie nu bagi email. când tactul îți dă un telefon nu-și pune e mail sau ar fi o temperie. îți faceți eu un e-mail și cum îți faci e mail ca să poți debloca site-urile criptate ca fiind de pornografie sau aplicațiile pe Android care sunt 18+. Plus. Uh, nu știu dacă Telegram e plus 18. Dar sunt grupurile aia nenorocite de Telegram. Mă rog, trebuie să fie și aplicații pe Google Play care să fie plus 18. Nu pentru că au pornografie. Pentru că sunt de întâlniri de alte prostii. E, și tu ca să deblochezi funcția aia trebuie să ai o poză cu buletinul tău. Faci o poză la un buletin și apoi cu scanarea facială dacă seamănă poza cu cea din buletin Eu așa-și aș face sistemul ăsta Să fie doar în telefon și să ai confirmată chestia aia Eu așa adăuga o facilitate de-asta Acum nu mă credeți ipocrit Și eu și tu și fractul și sora ta v-ați uitat la poro Când n-aveați 18 ani Tactu probabil că le vedea pe televizor Sau găsea pe la, nu știu, găsea revistele Playboy-ului Tactu Mare Dacă era Playboy în România în perioada aia Toată lumea se la pornografie înainte de a fi major Este rău să te uiți la pornografie? Bă, în exces, da Din păcate nu avem educație sexuală în România Părinții nu vorbesc cu copii în momentul în care ajung la pubertate Nu prea iau la discuția cu Uite, fiule, copiii provin așa, că ai crescut și tu Ți-au dat flocii, fata mami uite, îți curge sânge, ți-au crescut sâțele Nu, nu prea sunt discuții de-astea Foarte rare Educație sexuală la școală Eu aproape poate așa, Mai uh, sunt mici excepții Și na De unde învață copilul Copilul da De unde, unde știe copilul ce e la sex Că vede așa Acum cum consumă alții Și cum aveam și eu colegi de clasă Care veneau Cu buleală pe telefon la școală Și arătau la ea de clasa 5 -a, Sau chiar și mai mici, Nici așa nu e bine Să vadă să găsesc, cum să spun, mai sunt părinți care nu șterg istoricul și intră copiii pe calculatoarele lor să se joace Și ei știu să umble la istoric și văd acolo în istoric la ce s-au uitat tații lor. Cunosc eu pe cineva de tasul numai pe porno cu dalea în grup stătea În cuia camera, trăgea perdel la geam și lăsa pe fisul afară la joacă Că n-avea căști, avea boxe Mă rog, lăsând discuțiile astea la o parte Nu degeaba, la televizor până în ora 8 se difuzează doar chestii cu maxim acord parental. Aici mă refer la programele TV pe care le are toată lumea. Pro TV, prima și ceva o mai fi antena, după aia între 8 și 9.59... Se difuzează 12+, plus. are voie să difuzeze 12+, plus. și la 12+, plus ai glume mai, mai mai pentru oameni mai mari, mai apar țâțe, mai se împușcă unii, etăcă, etăcă, etăcă. Et. După aia, de la 10 la 23.59 pot fi difuzate filme seriale plus 15. Cu crime, cu măcel mult mai... Cu tăieturi cu pușcături mai realistice, sânge mai mult, filme de groază care este sperie ca lumea. Țâțe la greu, deci pot fi difuzate țâțe la plus 15 fără probleme. Mai așa, mai soft cât o buleală pe acolo. Depinde de film. Discuții de tot felul. Și după aia de la 18, auzăm de 18, de la 12 noaptea până la probabil 5 dimineața. Se pot difuza orice tip de pornografie sau așa. Și de ce sunt astea făcute? Astfel încât cei care sunt sub vârsta aia Pe lângă că au avertizmentul acolo Și părinții ar trebui să țină cont de chestia asta uh, Ideea e că na La 10 noaptea aia care N-au 12 ani În teorie ar trebui să doarmă copiii de 10 ani De 11 ani ar trebui să doarmă până la 12 noapte ca au școală în ziua următoare Dar oricum Eu aș fi de acord cu chestia asta Și am mai văzut comentarii pe internet Și parcă și pe aici uh, se zicea că vor face și cu platforme de social media. Din păcate o bulă pe care o pot folosi unii să scape de aceste restricții ar fi VPN-ul. Acum sper că nu toată lumea știe să folosească VPN. Mă rog, avem VPN în extensie la browser. Dar măcar pe ăștia care sunt mici de abia dat părinții telefonul, măcar ea să nu știe ce e la un VPN și să mai scape. Cât de cât un pic, îi mai, mai pune frână la accesul la ăștia mici, că nici ce mai, cum să spun, când eram eu clasa 4 nu aveam toți internet, nu știam de pornoșaguri, mai vedeam pe la televizor aia care nu, pe care nu-i lua somnul pe la 1 noaptea. Da, acum nu vreau să știu cum vin copiii cu filme porn și arată porno pe telefon la școală, că mai am povești de la voi că mai făceați așa Vă știți voi care sunteți. La ora fără sunet Puneau penarul pe bancă, telefonul așa Și tot părâdul ăla de băci, mai punea tu fi porno acolo să uite la porno tipul orei Nu e ok așa ceva și da, recunosc Eu mă uitam, toată lumea se uita la porno, nasole când ești prins Asta e altă poveste, bun Hai să vedem ce mai zic băieții mei aici a? Deci articolul este de la Mediafax Puteți să căutați și voi Primul care mi-a apărut pe Google, am căutat și în engleză. N-am căutat în franceză că mi-era să, să bag în Google Translate. Deci, da, și de la Euronews, de la mai multe dastea internaționale, am văzut uh, articole despre. Deci, uh, stai cu uite, aici au ceva de genul. 2023 va marca sfârșitul. Accesului copiilor noștri la site-urile porno. Bă, eu sunt de acord cu chestia asta. Mai ziceau pe aici că și francezii și ăștia, britanicii și americanii vor și ei să adopte chestia asta. Bă, la americani trebuie că la câți idioti sunt acolo, aia le mai trebuie. Accesul la pornoșaguri. Măcar așa cine știe, scăzând accesul la pornografie, poate ar trebui să se... Să nu se mai promoveze atâta, să se facă articole pe TV date despre videocet, despre OnlyFans, despre asta, despre etică, etică, domenii de genul. Că băcar așa, copiii de mici nu vor mai avea percepția asta cu bă, cu, bă ce naiba? Bă? bă duc la școală ca prostul sau ca proasta, lasă bă, că bă dezbrac părerii o să fie mai bine. Bă, nici chiar așa. Imaginez dacă ar fi, dacă aș vedea o pofibea că începe să vândă poze dezbrăcate pe la 16 ani. Pentru că e ilegal, aș bate-o să arcă ca Mă rog, eu nu vreau să am copii, dar asta e partea a doua. Poate o să fiu un părinte rău, cine știe. Ia un cărcător de la telefon și mă ui la aia cum plânge că nu mai are baterie. Așa să ce mai zic baietii mei pe aici. Deci sistemul, ia, cum poate fi ocolit sistemul? Sistemul de pașapoarte de vârstă va fi prezent până la sfârșitul acestei, va fi prezentat până la sfârșitul acestei săptămâni cu scopul de a fi pe deplin funcțional până septembrie viitor. Deci până septembrie trebuie să funcționeze, La începutul anului nou școlar. Aha, deci când se începe nou an școlar în Franța, ca în toată Europa, să fie deja pregătită chestia asta. Uite, apelul ar putea fi extins și pe alte domenii sunt multe limite de vârstă care nu sunt respectate suficient pe internet, spune ministrul Cutare, de exemplu pe site-urile care vând alcool sau de social media, te poți înregistra doar de la vârsta de 13 ani și cu acordul lui părinte, dar este o condiție deseori de ocolită. Cât? deci voi cei care stați pe live-uri, pe TikTok, pe YouTube, câți copii de sub 13 ani ați văzut că sunt în comentarii și foarte bine. Acum nasol pentru cei care câștigă pe urma copiilor care stau pe social media. De, bine, la YouTube e YouTube Kids. Acolo e locul lor. Ar trebui să stea doar pe YouTube Kids după mine. Dar oricum, cum mai sunt copii care stau pe internet și primezi mesaje cu Mihaela este la 2 km de tine și te așteaptă sau toți dubioșii. Mai bine să nu stea pe internet copiii până la 13 ani, cel mai bine. Plus că pe TikTok, într-o zi, am dat și o pe fila de live-uri. În timp mi-au apărut cei pe care îi urmăresc. Sebastian Lupu și Sora 13. După, una cu OnlyFans, alta cu OnlyFans, a treia care își promova OnlyFans-ul, donează un milion de monede și ne vedem, ne întâlnim 24 de ore și era doar o poză, nici măcar nu vorbea o femeie sau să fie ea filmată, încă un aproape dezbrăcat. hai totuși să nu. Plus că cine știe ce dubioși de ăștia mai sunt care dau mesaje la copii și fac cont tot de copii, dar ei caută alți copii. Lasă, mai bine, după mine asta cu social media ar trebui pusă prima în practică. Părerea mea. Și plus că pe internet, tot, vorbesc mulți, își trimit mesaje, ăia mai mari la ăia mai mici pe grupuri de mesaje cu ce mai bagă, ce mai astea, din nou, o altă chestie cu care nu sunt de acord. Eu de folosit internetul, cam pe la 13 ani mi-am făcut eu cont de Facebook, deci era, respectam uh, uh, le, legea pe atunci. Și aveam un căcat de Nokia, na, un Nokia pe care îmi făcusem eu contul de Facebook cu internet pe cartelă. Și mai intram de și pe calculatorul taică -miu. Dar nu mă lăsa mult acolo Că avea el treabă mereu Da, acum Orice copil are tabletă Are așa și vede toate prostiile Vă ce părere aveți de chestia asta? Să nu mai aibă copii acces Acolo Eu îi susțin nu place Franța nu place limba franceză Dar cu chestia asta sunt de acord Bravo lor, sunt oameni deștepți aici Că și așa mi se pare că de când cu internetul, de când au copii acces la internet de la vârste foarte mici, comparând pe cei născuți după 2000 cu cei născuți după 90, deci între 90 și 2000 și după aia de la 2000 încoace, mulți care sunt mai mari ca mine zic, bă, eu la vârsta asta nu eram așa tâmpit. Acum nu spun că toți cei născuți după 2000 sunt tâmpiți la vârste mici. Mă refer că virgulă copii care sunt acum de vârste bici sunt mult mai tâmpiți decât cei din generațiile trecute la vârsta lor. La asta mă refer. Dar cu timpul se mai maturizează și ei. Și mai sunt două chestii, dar o să două știri de astea, dar voi face niște videoclipuri separate, că mai văd ce mai distribuie lumea pe Instagram și mai pot să-mi dau și eu cu părerea. Cam asta a fost clipul meu legat de accesul la pornografie, așa, dar copii fără labă, stați în Franța fără labă sau întorceți-vă în România că diferit noi românii că putem să piratăm. Cred că în Franța, Germania nici n-ai acces la File List sau Pirate, The Pirate Bay. Mă rog, se va folosi în continuare VPN, cineva ști să folosească, plus că nici nu trebuie să plătești pentru că cade de extensie de VPN. Alți uh, alții vor intra pe telefoanele părinților, știu să bagi incognito și așa, deja v-am învățat. Dar măcar pe ăștia care încă nu știu să folosească toate aceste, aceste trucuri, măcar ăștia să fie mai ocoliți de pornoșaguri și de platformele sociale care bagă toți tinerii în depresie. Că vă ceva statistică, de prin 2012 încoace, Numărul fetelor depresive a crescut cu vreo 145% și al băieților cu vreo 160%, sau ceva de genul. Numai că pe băieții a depresia de la vârste mai mici pe fete mai de sus, un pic, dar la amândoi din l -am două sexele din 2012 pe în sus au dus cu numărul de cu procentajul de tineri în depresie. Și cam care ar fi explicația? 1 atâta acces la internet că rețelele astea te bagă în depresie că să fii serioși. Când intri pe net, ai o zi tristă și intri pe Facebook sau pe Instagram, ce vezi? Oameni care încearcă să pară cât mai fericiți, chiar dacă e o viață de căcat, își fac eu 100 de poze la mare, deși au fost doar două zile și le postează toată vara cât o poză și tot așa și ușor, te demoralizează. Bine, și pe lângă asta poate să mai fie și consumul de alcool și țigări de la vârste mai mici care nu face bine, etc. Ok, ăsta a fost și clipul, sper că v-a plăcut. Mai am două articole pe aici, dar o să iasă prea lung videoclipul, așadar ne vom auzi data viatoare. Ceau les tuturor!